Revin din nou cu aceeași bucurie în suflet, și parcă nu am răbdare să aducem pe masa sufletului nostru această pâine a vieții care e legată de numele lui Dumnezeu, și despre care pot să spun că, și ca martor viu, am văzut nenumărate schimbări în nenumărate vieți de oameni. De aceea mă bucur astăzi, în mod special, să învățăm ceva cu totul eliberator, ceva înălțător, ceva atât de drept, de curat și adevărat, încât orice făptură din cer, de pe pământ, de sub pământ, de oriunde ar fi, orice fel de făptură, ar mărturisi același lucru și anume, drept ești, Doamne, că ai judecat așa. Acesta, aceasta este concluzia concluziilor, dar aceasta este și concluzia la orice pas pe care mergem noi. Vorbind despre credința în Dumnezeu, nu ar trebui să ne lansăm într un fel de descriere ca și când am fost la piață sau ca și când am văzut ceva sau pe cineva pentru că lucrurile acestea nu intră în cunoștința noastră. În primul rând, nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu. Așa a spus Mântuitorul nostru. Singurul care l-a văzut este fiul lui și el l-a făcut cunoscut. Noi avem cunoștința de Dumnezeu prin traducerea ei, prin mijlocirea Mântuitorului nostru Hristos Iisus. Am învățat lucruri despre Dumnezeu, omenirea a învățat despre Dumnezeu, prin cunoașterea Lui. Singurul Lui, Fiu acela, l-a descoperit, l-a făcut cunoscut. De altfel, n-ar fi fost niciun fel de posibilitate ca pe calea simțurilor sau a rațiunii sau altor mijloace de cunoaștere să putem vorbi sau localiza undeva pe Dumnezeu. În clipa aceea nu ar mai fi fost Dumnezeu. Sau dacă cineva ar descrie sau ar localiza așa ceva, nu mai este Dumnezeu. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar el s-a făcut cunoscut prin fiul său bine, dar atunci cum să credem? în Dumnezeu pe care nimeni nu l-a văzut. Acest lucru vom învăța noi astăzi. Este de o bunătate și de o dreptate și de o cinste încât noi nu vom avea altceva de făcut decât să ne înclinăm și să mărturisim înaintea lui Dumnezeu adevărul acesta. Ați văzut că de multe ori Dumnezeu apelează la martori. Iau martori cerul și pământul. Aceștia sunt Martorii apărării lui Dumnezeu, adică lucrarea lui Dumnezeu, creația lui Dumnezeu. Pe aceasta o iau eu martor. Și noi suntem chemați să ne pronunțăm vis-a-vis -vis de creația lui Dumnezeu. Nu putem să rostim judecăți cu privire la Dumnezeu, ci doar concluzii pe care le tragem noi din interacția noastră cu creația lui Dumnezeu. În în viața Domnului nostru Isus Hristos a venit un moment în care s-a creat această tensiune, în care oamenii au spus: Noi nu putem să urcăm pe această stâncă verticală, nu avem cum, nu, nu putem să credem în tine. Nu e nicio problemă, a spus Mântuitorul nostru. Limitele. Sunt înțelese de Dumnezeu, sunt cunoscute limitele vieții tale sau ale mele, ci Domnul însuși spune: Aș avea multe de spus, dar în momentul acesta, în împrejurarea aceasta, nu e cazul să vorbim despre așa ceva. Numărul unu, acum nu puteți pricepe, dar mai târziu veți înțelege. Și lucrurile descoperite sunt ale noastre. Iată ce găsim aici despre. La capitolul acesta în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 25. Spune-ne, spune-ne dacă tu ești Hristosul, spune-ne dacă tu ești Hristosul. Și atunci Mântuitorul spune, răspunde: V-am spus, le-a răspuns Isus, dar nu credeți. V-am spus, dar nu credeți. Aceasta este situația. Bun. De, cu alte cuvinte, Dumnezeu înțelege bine limitele cuiva. Domne, eu nu pot să cred așa ceva. Am înțeles. Nu e niciun fel de problemă lucrul acesta. Dumnezeu nu va judeca niciodată pe nimeni pentru ceea ce n-a putut face. Nu pot să cred, nu pot să... Am înțeles lucrul acesta. Însuși Domnul a spus, acum nu puteți purta, te înțeleg foarte bine. Încercarea credinței tale însă și a mea și felul cum ar trebui să privesc în propriul meu suflet, la capitolul acesta al credinței nu este uh, acela de a uh, arunca această problemă în afară, nu, nu mai mă interesează, nu eu nu mă pot ocupa. Nu, ci eu trebuie să privesc în sufletul meu și la fel tu, și eu trebuie să știu de ce zic ce zic și de ce fac ce fac. De ce vorbesc despre Dumnezeu în acești termeni? De ce am luat această poziție? De ce cred aceste lucruri? De unde vin acestea? La aceasta suntem noi chemați, e partea noastră aceasta și nu o va face nimeni în locul nostru. Nimeni nu te poate judeca pe tine, nu judecați ca să nu fiți judecați, dar nou cărora ni s-a spus, nu judeca tu pe fratele tău, că n-ai tu idee ce se întâmplă între el și Dumnezeu. Vorba lui Nicolae Steinhardt, e o legătură tainică, nu, nu, te băga aici. Dar în timp ce ți s-a spus să nu judeci pe aproapele tău, să nu judeci motivele, intențiile aproapele tău, sufletul aproapele tău, lucruri care sunt în sub jurisdicția lui Dumnezeu, tot nouă, căr cărora ni s-a spus să nu judeci, nouă ni s-a spus, ba să judeci acum, dar propria ta persoană. Și anume, dacă v-ați judeca singuri, n-ați ajunge să fiți judecați. Ați observat de câte ori stăm în fața unei realități dramatice, tragice, în fața unei suferințe, în fața unei pierderi grozave, poate chiar a unei vieți pierdute. Și zicem așa, domne și mi-a venit în minte să fac lucrul acesta, m-am gândit să mă duc, m-am gândit să, să merg încet, m-am gândit să nu mă uit într-o parte sau alta, cum așa, mi-a venit în minte înainte de a se întâmpla lucrul acesta. Asta este ceea ce face Dumnezeu și Duhul Sfânt în viața și ființa noastră când ne spune dacă v-ați judeca singuri. N-ați ajunge să fiți judecați de tribunal sau de viața însăși sau de propria voastră conștiință. V-am spus de... Spu spune-ne, spune-ne, spune-ne! Nu, nu e clar că dacă dacă Dumnezeu îți spune îți spune degeaba. Nu este clar că scrie degeaba, nu 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 se întâmplă nimic. V-am spus și nu credeți. Adică lucrul acesta anulează, distruge complet puterea cuvântului fie spus, revelat de Dumnezeu direct prin Cine știe ce situație sau unde, cum, fiecare cartea în sine, nu, nu credeți lucrul acesta. Bine, Dumnezeu nu abandonează o persoană care nu crede. Noi ne, ne grăbim nou, ne și speriem și ne ferim ca de lepră de cineva care nu crede. Nu, nu, este o suferință a sufletului. Este o incapacitate asemănătoare orbirii, spre exemplu, pierderea vederii sau auzului sau uh, rațiunii. Ați văzut atâția oameni în vârstă bolnavi de Alzheimer sau de alte boli ale minții, în care au pierdut legătura cu realitatea. Bun, Dumnezeu nu abandonează pe omul care nu crede, ci continuă cuvântul lui Dumnezeu. Atenție! Să mergem într-o altă direcție, să privim dintr-o altă perspectivă. Lucrările, nu eu, lăsați-mă pe mine deoparte, spune Iisus, e clar că nu credeți lucrul acesta, dar lucrările pe care le fac eu, în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Nu mai stați de vorbă cu mine, stați de vorbă cu lucrările mele. Vedeți ce face numele lui în lumea aceasta, vedeți ce a făcut și ce face numele lui în viața ta și în viața mea. Judecă lucrările lui Dumnezeu. Ocupă-te de lucrul acesta. Și în direcția aceasta nu, ai, nu avem mari probleme. Ne dăm seama când un lucru e bun sau rău, după efectul pe care îl are. După roadele pe care le produce, ne dăm seama când un lucru este adevărat sau nu este adevărat. Discutăm cu lucrul acesta acum, nu discutăm cu Domnul. Lucrările pe care le fac eu, ele mărturisesc despre mine și uite, El ne dă un criteriu total, literalmente, un fel de justificare a respingerii Lui. Și spune așa, dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. E clar lucrul acesta. Dar continuăm versetul 38. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Cu alte cuvinte, expresia aceasta, eu nu cred, se referă la ceea ce... Jordan Peterson a spus la întrebarea crezi în Dumnezeu, el a spus, domne, e prea să întrebarea aceasta, crezi în Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi prins în credința anima noi. Noi credem despre Dumnezeu, credem anumite lucruri, dar a spus el simplu, în timp ce nu mă pot declara eu că am cuprins eu în credința mea pe Dumnezeu. Nu se întâmplă lucrul acesta. Cunoaștem în parte, prorocim în parte, credem în parte, Credem ce nu este, credem și nu credem ce este, suntem, suntem într-o continuă luptă pe teritoriul acesta. Mântuitorul spune: Dacă nu mă credeți pe mine, lăsați-mă deoparte pe mine, discutați sau dialogați cu lucrările acestea. Vedeți despre ce este vorba. Cel mai mare uh, scandal, aș zice, uh, din istoria lumii a fost. Uh, de, cum cartarea genomului uman, când s-a făcut schița, schema genomului uman, miliarde de informații, o bibliotecă, e cu tremurător. când asculți, când vezi video legat de, de organizarea. DNA și ADN în ființa noastră, cum sunt acestea puse, cum uh, sunt acestea comprimate într-o singură celulă, cum se execută planul acesta după aceea. Uh, și mai cutremurător a fost în ultimul timp faptul că în știință s-a demonstrat, uh, cu privire la evoluție, a, a, a adărmat complet ideea aceasta, pentru faptul că s-a spus așa, un ochi, ochiul nostru, care apare, nu știu, la câte zile după, sau inima bate la câteva zile după ce s-a produs procreerea, un ochi, scrie acolo, ochiul, nu poate să apară decât dacă inițial, Înainte să, fie, să, se conecteze primele celule cu con, cu bastonaj, cu nervi, miliarde de nervi conectați, înainte să se întâmple orice, un ochi nu poate să apară, nu poate fi creat decât dacă există planul complet al ochiului înainte de creare. Nu că este o evoluție oarbă și un joc al atomilor și uite așa am ajuns și noi acum o jucărie de felul acesta atomilor. Nu, no. există un plan total care este înscris în genomul nostru și pe baza acestui plan, așa cum un constructor va ridica o casă sau o instituție, va respecta măsurătorile, unghiurile, toate lucrurile scrise acolo și în final a ieșit această uluitoare construcție. Tot la fel este cu ființa noastră. Și atunci bunul Dumnezeu spune, prin Domnul nostru Isus Hristos, se descoperă pe sine și ne spune așa, lăsați voi credința în Dumnezeu și credința în Isus. Dacă nu mă credeți pe mine, credeți lucrările acestea. Când vezi așa ceva, deci o, o bibliotecă de felul acesta, nemai auzită, care este pusă acolo cu miliarde de informații perfect coordonate, cu timp, când se activează una, când se activează cealaltă, e, e cutremurător, e uluitor. Dacă a fost un profet care a descoperit pe Dumnezeu vreodată în istoria lumii, aceasta este știința. Atât știința cerului, dar, dar și a celulei și a ființei noastre și suprem vorbind cartarea genomului nostru sau reprezentarea genomului ființei noastre umane dacă a fost un proroc în istorie care a vorbit despre Dumnezeu și care a adus o mărturie tremurătoare la adresa aceasta este știința. Ea a făcut lucrul acesta. Nu fără cunoștința lui Dumnezeu, s-a spus în prorocile lui Daniel, în vremurile din urmă, a spus el, cunoștința va crește. Era po foarte posibil ca omenirea să meargă în decădere. S-a și spus. Dacă războiul al treilea, să zicem, se va purta cu bombe atomice, războiul al patrulea mondial o să se poarte cu bețe și cu pietre. Adică lumea recade în primitivismul de unde a venit. Și cuvântul lui Dumnezeu a spus că nu, nu este așa, ci cunoștința va crește. Cu cât a crescut revelația aceasta nemai auzită, cu atât a crescut bunul simț al oamenilor. Și a zis, domne, când vezi așa ceva, când vezi viața organizată în felul acesta, când îți dai seama de complexitatea acestui sistem, n cum să nu tragi o concluzie. Adică, nu ți-am cerut să crezi în Dumnezeu, ți-am cerut să-mi spui că așa ceva este ceva inteligent. Nu este o grămadă de basculat acolo grămadă de gene sau de ce este acolo și cineva a, căzut și s-a apărut o carte. Am dărâmat literele de tipar într-o curte și bătut vijelia, le-a amestecat și hop că a apărut o piesă de Shakespeare. No. Nu se... Orice om cu bun simț, nu discutăm de rațiune. Rațiunea e sănătoasă și spune, doamne, n are rost să, să, discutăm despre așa ceva. La aceasta se referă Mântuitorul când zice, lăsați, nu vă mai scuzați, nici nu vă mai ascundeți după imposibilitatea credinței în Dumnezeu, ce să fie așa, după, oh, după Isus ce a putut să fie aceasta, uite ce s-a întâmplat, o, oh, păi știi cum s-a născut, zice colegul, să vezi cum s-a născut, romanii erau pe acolo, o, oh, și cu chestia asta la altă, să vedeți cum și cu minunea aia s-a întâmplat așa. Uh, iubiții mei, se poate da o explicație, dar noi trebuie să ne cercetăm sufletul nostru și să constatăm Că de fapt pornim la drumul acesta al cercetării, nu liberi, ci deja cu o anume prejudecată în minte. Ascultam uh, ieri sau ieri o astfel de dezbatere și uh, unul dintre cei care erau acolo a spus Domne, uh, dacă Dumnezeu ți-ar aduce dovada despre care vorbești, deci ai spus că ție numai dacă ți s-ar aduce astfel de dovezi, atunci tu ai putea recunoaște pe Dumnezeu. Nu că ceva există fiindcă îl recunoști tu sau nu. Fie că recunoști că e noapte sau nu recunoști, tot noapte este, nu ține de, de ce recunoaștem noi. Dar i s-a spus acestui om. Uite, presupunem că Dumnezeu îți va da pe o cale oarecare sau presupunem că îți este dat argumentul despre care vorbești. Care îți va fi atitudinea? Nu voi crede. Atunci este clar. În lucrul acesta. Este clar că el este o hotărâre deliberată a minții și a sufletului să lupte împotriva oricărei dovezi. Așa cum în epistola către romani, Biblia spune că omul se ridică împotriva cunoștinței de Dumnezeu prin tot felul de interpretări, de concluzii și așa mai departe. De aceea Isus a spus, scoteți-mă pe mine din ecuație, nu mă credeți pe mine. Dumnezeu Tatăl prin el ne-a vorbit așa. Uitați-vă la lucrările acestea și vedeți ce vorbesc ele, ce spun ele. Când tu intri într-o astfel de bibliotecă, ce concluzie tragi? Sigur că poți să tragi orice concluzie, nu, nu te va forța nimeni, dar este spre binele sufletului tău, chiar așa să asasinezi uh, lumina din sufletul tău și din mintea ta, rațiunea simplă care îți va spune că orice fel de lucru inteligent vorbește despre o inteligență care e în spatele lui. Da? Nu mai trece mai departe. Cine e în spatele recunoști că acest lucru este un lucru inteligent. Creerea ochiului, nașterea ochiului sau uh, pompa de injecție, inima, sau recunoști lucrul la că este ceva inteligent, recunoști că este ceva coordonat. Recunoști că este cineva, ceva planificat și uh, uh, pregătit, proiectat înainte de a se întâmpla. Atât. Și oprește-te aici. Fii cinstit cu sufletul tău, nu comite această crimă împotriva propriei tale vieți, uh, pur și simplu de a întuneca, de a-ți întuneca mintea și sufletul. Nu face lucrul acesta. Spune așa, domne, nu discut de credința în Dumnezeu, dar această, această lucrare, cum este genomul uman, uh, într-adevăr este o lucrare inteligentă. Și de aici Dumnezeu uh, 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 să conducă pe fiecare. Dacă Uh, 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 nu credeți în mine, credeți aceste lucrări, a spus Mântuitorul nostru. Dacă vezi ceva bun, să zicem, la aproapele tău, a reușit să cânte frumos, a reușit să picteze frumos sau să are o lucrare oarecare pe care a făcut-o, a construit o casă frumoasă, are o familie bună, dar tu îl urăști pe omul ăla, uh, există nu inclinația aceasta să urâm ceea ce e bun cu ceea ce urâm noi, Chiar dacă urăști pe omul acela, recunoaște că este totuși un om dăruit de Dumnezeu. A avut izbândă în lucrul ăsta sau în celălalt sau un anume aspect. Nu confunda, așa spune scriptura, nu confunda pe Dumnezeu cu lucrările lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este lucrările lui, ci Dumnezeu a spus așa: uită de numele meu, ocupă-te de lucrările acestea. Crede. Sau uh, 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 trage o concluzie cu privire la ele. Când uh, urăști pe cineva, indiferent ce ar face acel cineva, este colorat într-un fel în care, din start, este respins. Uh, ne întrebăm care este problema în acest caz. Problema este că, așa cum urând un om îi urăști toate lucrările și refuzi vreodată să mărturisești bine despre lucrările lui, nu despre el, nu despre lucrările lui, așa, așa urmează să facă omul cu Dumnezeu în final. Ceea ce uh, dă putere și aripi credinței este această sinceritate în fața adevărului, indiferent cât de nedorit ar fi acest adevăr. N-aș vrea să iasă în evidență așa ceva, dar acest, acesta este adevărul. În fața adevărului, noi suntem chemați să păstrăm această atitudine de cinste, cumva de, de sinceritate, de, de recunoaștere în fața adevărului. La ce mi-ar folosi mie? Să văd cum urmează să se prăbușească o piatră peste mine, sau să văd că aș putea să scap pe aici, prin locul acesta, sau să traversez râul pe lemnul ăsta, dar să, recunosc, să nu recunosc adevărul acesta. Cu ce mă ajută pe mine faptul că eu spun această stâncă e gata să cadă, dar eu nu, eu nu recunosc lucrul acesta. Nu e adevărat, spun eu. Păi dacă eu zic eu că nu e adevărat, înseamnă că nu o să mai cadă. Dacă spun eu că lucrul acesta, posibilitatea aceasta pe care o am de a ieși dintr-o situație, îmi displace, pentru că ea vine într-un anume fel, într-o anume situație. Iubiții mei, aici ne cheamă Dumnezeu pe noi și sunt tare bucuros să discutăm lucrurile acestea. Ne cheamă la o maturitate, la ceva serios. Nu mai vorbim de dezbaterile acestea cu privire la Dumnezeu, pentru că fiecare dintre noi o să rămânem fără cuvânt în momentul când vom sta în fața realității. Acestea, Așa cum spune Biblia, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut la inima omului, nu s-au suit, așa sunt cele care le-a pregătit Dumnezeu. Nu, ne-au fost descoperite în Domnul Hristos, în măsura în care pot fi primite. Nu, să lăsăm capitolul acesta să-și ducă lucrarea liniștit în sufletul nostru, să ne ocupăm de adevărul despre lucrările lui Dumnezeu. A fost un moment în care Până la urmă și slujitorii lui vrăjitorii lui faraon a zis, domne, aici este degetul lui Dumnezeu." Adică, nu știu dacă pot să cuprind lucrul acesta în, în trei cuvinte, dar ești constrâns la un moment dat. Ești constrâns să fii om, să fii om și să recunoști căile lui Dumnezeu. <coughs> Am fost cu prietenul meu Jeff Rich în România cu an mulți în urmă, am vizitat închisoarea unde am fost eu internat, ne-am întors înapoi, ne-au trecut valiza cu un film pe care îl făcusem noi acolo, cu ofițeri, cu diverse situații, ne-au trecut-o prin x și au distrus complet. Era un echipament vechi din acesta care distrugea filme. Ne-au spus râzând sau rânjind, mai bine zis, după ce au făcut fapta aceasta, și n am mai fost timp să mergem să refacem pozele. Dumnealui a trebuit să zboare spre Statele Unite, eu a rămas în țară. Cumva rănit sufletește pentru faptul că el a făcut un drum așa de lung și a fost distrus filmul, tocmai filmul care vrea să-l pună în revista dumnealui, în, în niște proiecții pe care le-a ajuns în America. Și... Uh, duce filmul acela la developat. Când îl duce la developat, într-adevăr era alb, era complet distrus, exceptând tocmai imaginea aceea, de care era nevoie în revista dumnealui. Poza există acolo în revista. A scris articolul acesta cu fotografia aceea, și după aceea a scris uh, în continuare articolul The Rest of the Story, partea care trebuie și a spus povestea acelei fotografii. A spus: Filmul a fost complet distrus sub uh, raze X, uh, asta s-a întâmplat sau sub uh, cele care au fost acolo și uh, când am venit aici, a supraviețuit o singură imagine, cea de care aveam eu nevoie în revista mea. Și a arătat lucrul acesta sucrului său, care a declarat necredință în Dumnezeu, indiferent ce fel de argumente se va aduce, a hotărât să nu creadă niciodată. Și atunci el îi spune, uite, încearcă și dăm o explicație despre păstrarea unei singure fotografii într-un film complet distrus de, de uh, raze. Și atunci el a spus, a, probabil că a fost mai jos, mai printre primele și a fost acoperită cu mult film și n-a ajuns la ea. Nu, a fost, a fost printre ultimele, a fost prima expusă la radiații. Dacă era să fie distrusă vreuna, asta era prima, într-adevăr. Și uh, dumnealui uh, a întors spatele și a refuzat orice fel de alt dialog, deși cinstit era domne, Lasă pe Dumnezeu în pace. Spune -mi mie uh, ce zici despre treaba aceasta. În fața la o astfel de situație, nu trebuie uh, să spui decât adevărul uh, legat de situația aceasta. Domne, într-adevăr, mi se pare ceva curios, foarte curios. Mi se pare ceva în afară de ordinea obișnuită a lucrurilor este ceva deosebit. Cel puțin atât. Cel puțin atât. Când însă sufletul este deja vândut necredinței, din clip aceea nu, nu rămâne nimic în picioare. Acest lucru s-a întâmplat chiar în timpul când Domnul și Mântuitorul nostru a vindecat orbul acela din naștere. Oamenii au pornit nu de la concluzia hai să vedem ce înseamnă aceasta. Dom'le, înțelegi că a, vecinul nostru este orbu care a fost aici, e om mare, a toată viața a cerșit aici, a, toată lumea știe. Bun, cum ne raportăm la lucrul acesta? Ce, 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 mai putem spune în fața la așa ceva? Iisus spune, nu uită de mine, nu discuta de mine, discută despre ochii omului acestuia. Fi un om cinstit și spune așa, cum a zis el, Domne, nu știu că o fi păcătos, că nu o fi, Isus treaba lui. Un lucru știu, eram orb și acum văd. Adică este, este elementarul cinstei și Dreptății noastre ca ființe umane. Dar oamenii aceia, pentru că porniseră cu prejudecata și cu hotărârea minte să nu recunoască cu niciun chip Dumnezeirea lui Isus, atunci ei au pornit din star și au spus, argumentul numărul unu, nu este El această persoană. Cum adică nu e El? Părinții lui au venit și au spus, El este, El e băiatul nostru, știm că s-a născut orb. Acum, acum vede, nu mai știm că ne exclude de la adunare, așa hotărât, frate, că să excludă pe cei ce vor crede în Isus. Aici ne oprim, despre Isus nu mai vorbim. Dar ca să contest minunea, să nu recunosc faptul că acest om era orb și acum vede, asta nu fac. Nu. E hotărât lucru. Confirm, acesta este copilul nostru, confirm faptul că s-a născut orb și Uh, mai, mai departe uh, trageți concluzia. Nu, înseamnă, uh, au trecut la al doilea, după ce au spus nu e el, la al doilea argument, uh, n-a fost orb. Nu, nu, n-a fost orb, a fost uh, altceva la mijloc. V-am spus, a zis Isus, dar voi, nu, voi refuzați să credeți. Adică a nu crede în Dumnezeu nu este o concluzie științifică sau matematică sau dar. În timp ce nimeni nu poate proba matematic sau uh, existența lui Dumnezeu, sunt tot felul de calcule de lucruri, dar sunt copilărești. În același timp nu este nimeni pe pământ care să probeze inexistența lui Dumnezeu. Lucrul ăsta nu -are, are sens să fie discutat. A te ocupa cu așa problemă ar presupune că ai la degetul mic toată informația Universului acestuia ai fost înainte ca Universul să fie creat, ai fost prezent la toate actele de creație, ai fost prezent pretutindeni, ai fost prezent, nu există un timp în care tu nu ai fost. Ce sens are să vorbi? Iar un om își permite atât de ușor să vorbească. Dacă fac lucrările Tatălui meu, a spus Mântuitorul nostru, chiar dacă nu credeți în mine, credeți lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți și să știți. Credeți-mă, eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine, credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Atunci, chiar dacă nu-mi place vecinul meu sau cine este, recunosc că, în, a, în, a, în același timp, recunosc că lucrarea pe care a făcut-o el este una, într-adevăr, care își merită respectul și recunoașterea noastră. Aici este o problemă destul de, de serioasă. Domnul nu, nu va judeca pe nimeni că n-a crezut în el, dar va întreba cum ai răspuns când ai fost confruntat cu lucrările lui Dumnezeu, atât în viața altora, cât și în viața ta proprie. Răspunsul este legat de ceea ce am hotărât a priori, să numește, înainte de a judeca. N-am luat în calcul, vreau să văd lucrarea aceasta, vreau să o cunosc, să o înțeleg, ca să trag o concluzie. Nu, am venit deja cu o concluzie în sufletul meu, în cazul acesta nu mai am uh, acces la adevăr. A fost un moment în care Faraon a zis: Eu nu cunosc pe Dumnezeu, nu știu cine este bine. Am înțeles lucrul acesta, nu ți-a cerut nimeni să-l să cunoști sau să crezi în Dumnezeu. Ce zici despre lucrările? lui Dumnezeu. Ce crezi despre lucrurile acestea? Ce crezi despre răspunsul pe care l-a dat Dumnezeu idolilor Egiptului? Nu, nu egiptenilor, nu. Răspunsul a fost dat idolilor Egiptului, la cei care se, se închinau. Nu cred în Dumnezeu. Nu e, nu e nicio problemă, nu, este, nu ești forțat, dar ești atât de cinstit încât să recunoști adevărul despre lucrările lui Dumnezeu Mă, mă, mă gândesc cu reverență la Anthony Flew, cel care o viață întreagă a luptat ca un nebun împotriva lui Dumnezeu, așa cum și Saul din Tars, despre care o să vorbim în una din prezentările viitoare, și însă a fost un, un împotrivitor, un prigonitor uh, cinstit. El a spus așa, eu m-am lăsat călăuzit toată viața mea uh, după principiul adevărului și anume, nu mă interesează ca adevărul să corespundă vederilor mele, eu nu cred că există niciun Dumnezeu și așa mai departe, nu mă interesează să găsesc evidențe care să uh, susțină părerea mea, dar în același timp nu voi nega adevărul pe care evidența Dovada îl aduce înainte. Voi recunoaște lucrările lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta s-a petrecut cu el în momentul în care a fost încheiată lucrarea aceasta de cartografiere, de, de, de a, pregătirea genomului uman. Când a văzut lucrul acesta în ființa umană, a zis, domne, psalmul are dreptate când spune un, numai un nebun văzând așa ceva, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Dar el cumva are o oarecare scuză pentru că este nebun. Ce te faci cu cel care este bun și care totuși face lucrul acesta? Ce te faci cu cel care, cu bună știință, își face lui însuși un rău atât de mare? Nu există un rău mai mare pe care și-l poate produce o ființă umană. Nu există un rău mai mare, este un fel de sinucidere, așa cum spuneam, decât să. Um, stingă, să distrugă, să ucidă mărturia cugetului lui. Nu vezi tu, spune acolo în scripturi, în roman, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vezi tu lucrul acesta? Ba da, văd văd că așa este, îmi dau seama, dar un om refuză să recunoască. Sunt căi și posibilități pe care Dumnezeu le folosește în măsura în care cineva ar fi deschis la un astfel de tratament. Am stat cu mulți ani în urmă, în la Am vorbit cu o familie tânără care a trecut, sau nu era, încă nu era familie, dar au trecut printr-o situație cumplită și uh, vecină, cu moartea, cu sinuciderea, și cu spital, și cu, uh, cu nenorociri grozave. Și am stat de vorbă cu uh, tânărul care era în spatele acestei nenorociri care tocmai se întâmplase, nu s-a pierdut viața, dar a fost, a fost ceva înfiorător în, în ceea ce s-a întâmplat. Și am stat de vorbă cu acest tânăr care ne-a declarat deschis că nu vrea să audă niciunul dintre argumentele care i-au fost aduse. Absolut nimic. Și ne-a spus clar: Uite ce simt eu în inima mea, și a vorbit în cuvinte absolut directe. Am fost împreună cu, cu pastorul Ciobanu și am stat împreună la sfătuire acolo. Și atunci ne-a venit în minte și am spus acestui tânăr: Uite, așa este și tu ai spus deschis ce simți, tu ai spus deschis care este reacția ta vis-a-vis -vis de astfel de lucruri și tu spui acestea. Pentru că ești convins în sufletul tău că așa este corect și drept și că tu ai dreptate. Nu cred că cineva are dorința de a-și distruge propriul său suflet știind că lucrurile stau într-un fel și să le spună altfel. Adică te duci la doctor și spui că te doare aici în loc de aici. Păi cu ce ți-ajută lucrul acesta? Cu nimic. Și atunci am adresat acestui tânăr această, această chemare și am spus, uite... Tu asta simți în sufletul tău. Nu există instituție pe pământ care să schimbe inima cuiva sau sufletul cuiva în sensul că să ajungă să cumva să-i placă sau să iubească sau să împlinească ceea ce simte el, că e, resping, e respingător pentru el. Așa ceva nu există în vreun spital undeva în lume sau în vreo universitate. Dar Dumnezeu poate să schimbe inima. Dumnezeu face lucrurile acestea, dar El nu le face cu toată lumea, nu le face sub forță cu nimeni, nu, nu. Este sufletul tău deschis vis-a-vis -vis de lucrarea aceasta lui Dumnezeu? Să uităm de Dumnezeu, nu, nu, nu te-am pus să, să nu vorbim despre lucrul acesta. Vorbim despre lucrarea aceasta de schimbarea sufletului, de, de ceea ce a spus Dumnezeu că poate să schimbe ura în iubire. Nu există medicament pentru așa ceva, da, dar el a spus că face lucrul acesta. Dacă Dumnezeu va voi să-ți schimbe inima, te vei supune? Ești dispus? Un om cinstit și curat, pentru care am mare respect, cu care sper să mă întâlnesc în vara aceasta, a deschis brațele și ne-a spus, sunt gata. Dacă Dumnezeu va schimba sufletul, sunt gata. Dumnezeu a schimbat sufletul și el a primit schimbarea și schimbarea este până în ziua de astăzi, adică vreo 40 de ani de atunci. Iubiții mei, cu câtă cinste, cu câtă demnitate, cu cât respect privim noi adevărul cu adevărat în viața noastră? Cu cât respect primim noi chemarea lui Dumnezeu, Lăsați, dar chiar dacă nu credeți în mine, credeți lucrările acestea. Cu cât respect primim noi această chemare? Este vreo minte în lume care să nu recunoască faptul că o astfel de invitație, chiar dacă nu crezi în mine, crede lucrările acestea, în primul rând, este vreo minte în lumea aceasta care să nu recunoască dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu împletite în această chemare. Este greu lucru. Aș vrea să spun că am adresat aceeași chemare în mai multe situații. În unele mi s-a spus, da, sunt gata și dacă Dumnezeu face schimbarea aceasta, mă supun lui Dumnezeu și uh, nu, nu mai pot spune partea care a urmat, spun numai concluzia. Concluzia a fost că omul a descoperit în sufletul lui o lume de care chiar nu era conștient o lume atât de bună și de frumoasă, care fusese năbușită literalmente de urățenia aceasta a urii și a, a decăderii acestea. spuneam că am chemat la același lucru pe mai mulți oameni, pentru că un om trebuie adus, unui om îi trebuie dată șansa aceasta vieție. mare păcat să vezi pe cineva că se duce în prăpastie, să știi și să vezi lucrul ăsta, mare trei pași și s-a dus în prăpastie și să nu faci nimic mă întrebat cineva de ce v-am văzut palid într-o situație de asta care a fost acolo și zic că am fost foarte palid, mai palid decât aș fi fost când vedeam un copil de 3 ani care vrea să pună mâna pe un cablu electric am fost înspăimântat când am văzut ce se întâmplă. Da ce pot să faci. Și am adus în fața mai multor oameni și am avut situații în care oamenii, oamenii au primit și s-a văzut transformarea și este până în ziua de astăzi, dar și situații în care oamenii mi-au spus deschis, absolut deschis, nu vreau. Nu, nu am nevoie, nu trebuie, nu trebuie să întâmple cu mine așa ceva. Și nu s-a întâmplat într-adevăr, pentru că Domnul spune, zice, eu stau la ușă și bat. Dacă Aude cineva glasul meu și deschide, voi intra. Dacă nu aude cineva, pentru că eu orbit sau surzit de ură, în momentul acela nu este de niciun folos. Ați văzut cât de frumos a stat omul acela vindecat, martor. Asta martor înaintea oamenilor. Pot, putem, și noi suntem chemați la acest lucru. Nu sunt chemat să dau, să fiu martorul apărării pentru Dumnezeu într-o situație care depășește limitele mele. Dar sunt martorul lui Dumnezeu pentru lucrările care s-au petrecut în viața și ființa mea, pentru lucrările pe care le-am văzut în alți oameni. Credeți lucrările acestea. Începe cu lucrul acesta. Privește cerul, privește pământul, privește viața ta. Și vezi dacă nu cumva descoperi în aceste lucruri un fel de țesătură a lucrării unei mâini, nu cumva descoperi acolo lucrarea, o, o, o operă inteligentă care la rândul ei vorbește despre o inteligență care a creat ceva inteligent. Lucrul acesta e o problemă nu neapărat de știință, ci este o problemă de caracter, pentru că nu toată lumea este în domeniul științei, nu toată lumea a, a avut acces la ultimele descoperiri ale științei și ele sunt din ce în ce mai profunde și mai accelerate și mai spectaculoase. Dar nu toată lumea. Sunt oameni, miliarde de oameni, care nu au acces la așa ceva. Dar toată lumea are acces la același cer. Toată lumea are acces la aceeași viață, le bate inima în piept, sângele tuturor e cu hemoglobine și așa mai departe. Într-un fel sau altul, lucrările lui Dumnezeu sunt martorii apărării lui Dumnezeu. Oameni și-au luat această slujbă în trecerea timpului, dar nimeni nu ne-a chemat pe noi să stăm pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu nu poate sta decât Dumnezeu. Atât. În locul lui Dumnezeu nu poate sta decât Dumnezeu. Dar eu pot să stau ca martor în fața familiei mele sau a bisericii sau a lumii din jurul meu cu privire la lucrările pe care Mântuitorul le-a împlinit în viața mea și așa cum El ne-a învățat în locul acesta, dacă le fac, fac aceste lucrări, Chiar dacă nu mă credeți pe mine, a spus Domnul Hristos, credeți măcar lucrările acestea. Dacă veți face lucrul acesta, veți ajunge să cunoașteți. Dacă veți refuza să credeți lucrările lui Dumnezeu, vă veți, veți refuza proprii voastre vieți posibilitatea de a cunoaște adevărul. Refuzând posibilitatea aceasta, e pierdută pentru totdeauna posibilitatea eliberării. Pentru că Biblia spune veți cunoaște adevărul și el vă va elibera din întuneric sau din lanțurile răului în viață. Dar începeți cu lucrul acesta, a spus Mântuitorul nostru, credeți lucrările acestea. Doamne, ne închinăm înaintea ta și te rugăm din adâncul sufletului, dă-ne darul credinței în lucrările tale. Fă, Doamne, ca ochii noștri deschiși, sufletul nostru neînclinat, să recunoască adevărul despre lucrările tale, fie în viața personală, fie în jurul nostru. Recunoscând adevărul acesta, Doamne, condu pașii noștri să te cunoaștem pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Mântuitorul pe care L-ai trimis Tu. Ne închinăm, îți mulțumim și te binecuvântăm în veci. Amin.